După cum numai în cifrele de la guvern se simte creșterea economică din România, tot așa subvențiile în agricultură se plătesc la timp. Ministrul Daniel Constantin declara în 8 aprilie că 2014 este primul an în care agricultorii au primit subvențiile la timp pentru începerea lucrărilor campaniei agricole de primăvară. Tratăm cu deosebită atenție acest domeniu pentru că agricultura cred că a mers bine și are un potențial de a merge foarte bine în continuare. În acest an am reușit pentru prima dată ca plățile directe, subvențiile în agricultură să fie plătite înainte de campania de primăvară către fermieri, a declarat ministrul Daniel Constantin potrivit www.agromonitor.ro. El a mai adăugat că oamenii sunt mulțumiți, se dau la timp banii care li se cuvin și pot să-și facă pregătirile pentru primăvară și toamnă. Realitatea este însă alta, plățile directe complementare nu au ajuns la mulți fermieri din Mehedinți și evident nemulțumirea este mare. Mulți au avut de reînființat culturi în primăvară și rate de achitat către bănci. Fermierii au cerut lămuriri la Asociația Producătorilor Agricoli din Mehedinți. Conform declarațiilor domnului ministru, era primul an care s-au achitat subvențiile în totalitate, dar deocamdată fermierii din Mehedinți, nu știu dacă în toată țara fermierii mari nu au primit de fapt subvenția în totalitate. În ce măsură vă afectează această neplată? Da, ne afectează. Avem și noi rate la bănci. În al doilea rând, condițiile meteo din primăvara aceasta, știți cum au fost, inundații și sunt mulți fermieri care a trebuit să reînființeze cultura de porumb și floarea soarelor. Ce s-a întâmplat cu fermierii care dețin culturi de cereale și de ce nu s-au primit banii e greu de aflat. La plantele ecologice s-au făcut verificări în teren, iar acolo întârzierile sunt justificate. Autoritățile promit că banii vor intra în conturi în zilele următoare, dar fermierii nu mai cred până nu văd. În situația asta sunt nu numai fermieri mari, sunt și fermieri mici. La noi fermieri mici înseamnă cei care au solicitat sprijin până la 50 de hectare. Sunt care au solicitat și la 10 hectare și la 5 și acestea sunt alături de celelalte câteva firme. Pot să vi exemplific dacă e cazul, dar puteți să informați și noi când ne-au sunat. Am spus de la București, exact în video, banii sunt deja, tranșele sunt pe drum. Cu prioritate au fost achitate plățile directe către micii fermieri, cei care sunt importanți doar în campania electorală și pe care guvernul Ponta îi așteaptă la vot.